Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi și l-avem invitat pe domnul Adrian Marinescu, medic primar la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră! Bună ziua! Cu plăcere! 269 de noi cazuri de coronavirus astăzi, în ultimele 24 de ore, și 22 de morți am văzut. Să ne îngrijoreze această cifră? Este o cifră mare, o cifră mică? Am văzut zilele trecute, s-a depășit 400 de cazuri în 24 de ore. Bine, ne gândim la ultimul interval de timp, ultimele două săptămâni. Clar că ar trebui să ne îngrijoreze, dar cu siguranță că nu intrăm în panică. Și asta pentru că avem niște informații și putem să plecăm de la următoarele date. E o diferență foarte mare între ce s-a întâmplat în timpul pandemiei și ce se întâmplă acum. Pentru că e clar că testăm mai mult. Adică avem zile sau cel mai multe între zile când testăm, sunt peste 12.000 de teste în fiecare zi, chiar către 13.000. Asta înseamnă că mă interesează cât se pozitivează, este un indice de pozitivitate. Dacă în timpul pandemiei, la un moment dat, aveam jumătate din aceste teste ca număr, e clar că și numărul celor care sunt pozitivi într-o zi se raportează în felul ăsta. În plus, trebuie să ne gândim că vorbim de trei etape de măsuri de relaxare, lucru care e foarte important. Practic, acum, către sfârșitul lunii, suntem exact în punctul în care avem efectele maxime de la a treia etapă de relaxare. Era evident, după ce au venit aceste măsuri de relaxare, însemnând faptul că fiecare putea circula oriunde la nivelul României, au început concediile, etc., clar că era o creștere. Nu ne așteptam să fie o creștere atât de mare, e mai mare decât prognoza, și ăsta e motivul pentru care ar trebui să ne îngrijorăm și, de fapt, ar trebui să gândim constructiv. Adică ce putem face noi în așa fel încât să schimbăm aceste lucruri, dar totuși să rămânem cu măsurile de relaxare. Mai sunt oamenii precauți, așa cum erau în perioada aceea când aveam peste 400 de cazuri? Aici nu cred că lucrurile se împart în alb și negru. E clar că nu toți sunt precauți. Mare parte a populației care a respectat înainte respectă și acum măsurile de prevenție, dar din păcate sunt și persoanele indecise. Adică știam până acum în felul următor. Există o minoritate care nu respectă, probabil că întotdeauna va fi o minoritate care va face lucrul ăsta. O mare parte respectă și e și acea parte de oameni indeciși. Și ei cred că dacă ar avea informații corecte, ar realiza că e important să respecte nu varianta în care nu iau în calcul asta, pentru că ei vor influența destul de mult. Nu știu dacă e vorba neapărat că a scăzut efectiv dacă realmente nu respectăm măsurile de prevenție. V-am spus, e vorba de faptul că suntem foarte mulți în contact unul cu celălalt. E clar că măsurile de relaxare înseamnă că ne facem diverse lucruri și e bine că facem, doar că creșterile astea, cumva, noi ne-am dorit să fie punctuale, da? Ne-am gândit că o zi, două, trei, o să fie această creștere. Nu numai trei zile. Deja vorbim de 10 zile către două săptămâni, adică de perioada în care vorbim de un platou al relaxărilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e o creștere, suntem undeva la nivel de platou și rămânem acolo. Peste 300 de cazuri. Cam așa am avut, 300 și un pic, chiar către 400, dar undeva peste 300 de cazuri. E posibil să avem probleme atunci când plecăm în alte țări, că știm că deja românii și-au făcut planuri de vacanță în această vară, în Grecia, Bulgaria, și țări care făcut. Încă ne permit. Și dar putea făcut, să avem probleme după aceste zile de creștere, peste 200 de cazuri, 300 chiar. Clar că putem să avem. Restricțiile nu vin numai de la ceea ce se întâmplă în România. Celelalte țări, și uite, Estonia e un exemplu, pot să introducă aceste restricții în raport cu România. Nu înseamnă, sau nu ne așteptăm să o facă, dar dacă trendul va fi către creștere, dacă nu vom reuși să găsim, cum îl numesc eu, acel echilibru între măsurile de relaxare și cele de prevenție, acest risc există. Chiar la nivelul unor țări, cum e Grecia. Pentru că e clar că dacă va fi o creștere importantă, ceilalți ne vor considera că suntem o țară cu un risc mai mare decât media și atunci vor lua aceste măsuri. De ce e posibil să avem parte de astfel de surprize? E posibil dacă nu găsim echilibrul despre care vă spuneam. Crește și numărul morților. Am văzut astăzi 22 de morți. Chiar dacă nu există o presiune în momentul ăsta reală, nu e o presiune mare asupra secțiilor de terapie intensivă, dacă vă uitați la ceea ce înseamnă creștere, această creștere a numărului de îmbolnăviri s-a văzut și în creșterea numărului de cazuri de persoane care sunt în terapie intensivă. Bine, lucrurile au crescut pas cu pas. Dar ați văzut că am depășit 200 de persoane care sunt în terapie intensivă,
față de o situație clar mai bună înainte de 15 mai. Această creștere, pas cu pas, trebuie să ne pună cumva pe gânduri. Pentru că e clar că din acele persoane care sunt în terapie intensivă, sunt persoane, sigur, cu afecțiuni cronice, de cel mai multe ori persoane în vârstă, dar care au forme severe și, din păcate, se selectează și cei care ajung la deces. Asta e motivul pentru care și în aceste zile vedem că numărul decese crește de asemenea. Se vorbește despre un val 2 al epidemiei în România. Trecem acum prin valul 2 sau... Nu putem spune că trecem prin valul 2. Despre acest val s-a tot vorbit și se va mai vorbi. E adevărat că sunt niște criterii epidemiologice care spun că în momentul în care ai o pandemie de o asemenea intensitate, e destul de posibil sau e logic să ai la un moment dat și un al doilea val. Cum s-a întâmplat în cazul gripei spaniole de acum 100 de ani. Numai că asta nu înseamnă că acel val trebuie să aibă o intensitate mare. E greu de spus cum va fi. Ce se întâmplă în momentul de față e, de fapt, exact efectul relaxării, faptul că se testează mai mult și faptul că, din păcate, măsurile de prevenție încep să fie mai puțin respectate. Deci n-am putea spune, deocamdată e această creștere, e un platou, dar e departe de a spune că e un al doilea val. Adică trebuie să fie mai multe criterii, trebuie să fie o perioadă constantă, trebuie să fie o creștere importantă și atunci, într-adevăr, să discutăm și de un al val. Apropo de măsurile de prevenție, știm că trebuie să folosim mască atunci când suntem în încăperi închise. Mulți oameni nu prea folosesc cum trebuie această mască și cei drept am văzut și eu cazuri când efectiv o scot din portofel sau din geantă și fără a mai fi dezinfectată, fără... Și cât de riscantă e această mască pentru noi dacă o purtăm necorespunzător? Bine, aici sunt mai multe modalități prin care nu o purtăm corespunzător. Ea, până la urmă, e o barieră și ar trebui să fie etanșă la nivelul feței. În momentul în care o purtăm sub nas sau la nivelul bărbiei, e clar că nu ne ajută la nimic și asta vedem destul de des. În plus, ea trebuie purtată pentru un interval de timp. E clar că acum, fiind foarte cald și transpirăm mult, ea la un moment dat își pierde calitățile și dacă ea nu e igienizată, asta dacă vorbim de mască improvizată, ci e ținută pe perioade lungi de timp, cu siguranță că vom ajunge chiar să ne îmbolnăvim pentru că sunt multe microorganisme. Până la urmă, acea mască poate la un moment dat să ne aducă mai mult rău decât binele pe care îl face. Trebuie să știm că masca nu ar trebui purtată permanent, adică trebuie să facem în așa fel încât să fie și pauze. Mai ales dacă desfășurăm activitate fizică. Chiar dacă suntem la birou, trebuie să găsim acea variantă în care la un moment dat, când aerisim camera, când avem o distanțare corespunzătoare, să dăm jos și masca. Adică masca trebuie purtată cu pauze. Nu este corect să o purtăm tot timpul. Pe de altă parte, dacă nu o purtăm deloc atunci când trebuie și dacă, așa cum spuneați, nu e igienizată sau nu e purtată încât să acopere gura și nasul, categoric... Deci ne poate face mai mult rău decât bine. Ne poate face mai mult rău sau poate să nu fie util, așa cum ne-am dorit. Dar în această perioadă, cum spuneați și dumneavoastră, temperaturile cresc, e foarte greu să porți mască acum. Acea durată de o 4-5 ore scade în această perioadă? Adică cât putem să purtăm masca atunci când este foarte cald? Depinde. E clar că dacă e foarte cald sau dacă desfășurăm o activitate fizică, trebuie să avem mare grijă. După părerea mea, într-un loc, într-o fabrică, unde oamenii desfășură activități fizice, trebuie să facă în așa fel încât să înlocuiască masca cu distanțarea socială. Chiar se spune că muncitorii ar trebui să nu poarte mască în momentul în care fac activități fizice, pentru că nu e corect din punct de vedere medical, și ar trebui să aibă o distanță de 3 metri între ei și atunci lucrurile clar pot merge bine. Sunteți unul din oamenii care sunteți acolo în prima linie de luptă cu coronavirusul. Care este situația la Institutul Matei Balș? Sigur că se vede... Mai există loc de internă? Adică astea... locuri găsim, dar aș pune problema în felul următor. E clar că aceste creșteri, aceste îmbolnăviri noi, le vedem în fiecare zi, se văd și la nivelul spitalelor de boli infecțioase. Și dacă vorbim de Matei Balș, care e un spital de bază pentru București, pentru zonele din jur, sigur că se văd și sunt momente când ne apropiem de capacitatea maximă. E adevărat că găsim o rezolvare în ziua următoare, încercăm să facem transferuri către spitalele suport, încercăm să externăm pe pacienții care au teste negative sau cei care sunt asimptomatici și respectă, sunt niște reglementări noi și pot fi externați, dar totuși este mai greu decât înainte.
Adică se vede această presiune. Cât de dese sunt aceste situații când ajungeți la capacitate maximă? Acum, de când s-a rezolvat cu asimptomaticii și se fac mai multe externări, e ceva mai ușor. Dar ceea ce contează este că pe lângă secțiile normale există și secția de terapie intensivă. Și acolo presiunea se vede foarte ușor. Nu sunt multe locuri în terapie intensivă. Și în momentul în care vin mai multe cazuri grave sau cei din secție ajung să aibă o formă severă, să trebuiască să fie transferați de pe secția normală din spital în terapie intensivă, lucrurile se pot schimba destul de repede. Nu m-aș gândi să ajung în punctul în care e o capacitate maximă atinsă de internare, pentru că atunci e riscant. M-aș gândi să-mi iau niște măsuri înainte și să văd ce variante am, pentru că nu e vreo numai de București. Am întâlnit în zilele astea, chiar am fost de gardă, și au fost situații când, de exemplu, în Argeș, ne spune că e un focar, dar au fost multe îmbolnăviri. Și la ei s-a depășit în acea gardă capacitatea maximă de internare. Și atunci, soluțiile care au fost? Ca din Argeș să ajungă în altă parte. Și au ajuns și în București, la Babeș, la Matei Balș. Deci lucrurile se pot complica la nivelul țării. Nu e vorba numai de ce se întâmplă în București. Aveți personal medical care a fost infectat sau care este infectat la nivelul institutului? Eu cred că nu există spital de primă linie care să nu aibă niște cazuri izolate. Ce e important e ca acele cazuri izolate să fie rapid rezolvate, în primul rând să facă testarea și să fie identificat și pe urmă să fie izolat, tratat, lucru care s-a și întâmplat la noi. Adică e important ca de la acele cazuri izolate să nu ajungem la focare, cum s-a întâmplat în Suceava, cum s-a întâmplat în alte spitale, chiar de la nivelul Bucureștiului. Dacă vorbim de situații izolate, atunci intră cumva într-o normalitate, intră cumva în situația care se întâmplă cam peste tot, numai în România. Câți dintre pacienții COVID-19 rămân cu sechele după infectare? E un procent destul de mic. Cei care au avut forme severe, în general cei care au fost în terapie intensivă și care au avut niște complicații pulmonare importante, rămân cu niște sechele. E foarte greu de spus dacă rămân permanent sau nu, pentru că e intervalul destul de scurt de timp, în așa fel încât ei n-au fost urmăriți o perioadă suficient de lungă ca să realizăm lucrul ăsta, dar au plecat. Într-adevăr, sunt pacienți care au plecat cu necesar de oxigen și au avut nevoie de aparat acasă, au plecat într-o stare bună, dar nu aveau lucrurile în normalitate la nivelul funcției pulmonare. Aveau probleme și înainte sau agravate? Unii dintre ei aveau probleme și înainte, dar e clar că infecția a determinat aceste modificări și se știe că în formele severe de infecție cu SARS-CoV-2 există riscul acestor sechele, care pot să rămână pe o perioadă lungă de timp. Există mai mulți tineri acum infectați cu COVID-19 față de lunile trecute? Acum tinerii ies la Mamaia, distracție. E logic să fie mai mulți tineri infectați, pentru că ei practic circulă mult la nivelul României, merg în diverse zone, mare, munte, etc., vin în contact, din păcate unor nu respectă aceste măsuri de prevenție. Dacă însă ne punem întrebarea câți dintre aceștia fac forme severe, răspunsul e că în continuare cei mai mulți au forme ușoare sau cel mult forme medii. Dar e o categorie și e foarte interesant. Sunt acei tineri care erau aparent sănătoși, dar care de fapt au probleme de sănătate. Asta se întâmplă în România, se întâmplă în Statele Unite, se întâmplă peste tot. Da, dar e un tipar. Este tânărul supraponderal, chiar obez, care foarte probabil că are un diabet zahară nedescoperit, are anumite boli cardiovasculare, având un sindrom metabolic, plecând de la acest stil de viață, de exemplu, pentru omul modern, da, nesănătos. Și din păcate nu se cunosc, aparent sunt sănătoși pentru că n-au diagnostice, dar totuși în cazul lor vorbim de forme severe și au fost astfel de situații. Dezvoltă complicații respiratorii, dezvoltă diverse lucruri și aflăm pe parcursul internării, vorbind un diabet zahară despre care nu știam, etc. Și se poate agrava, iată, situația. Da. Poți ajunge și în terapie intensivă, da, au fost astfel de situații. Cât de periculos este acest virus pentru tineri? Ei în continuare sunt neînfricați. Încă de la început am discutat, nu e un virus ucigaș, asta e clar. Este un virus care dă forme severe și ridică probleme de cel mai multe ori când există afecțiuni alte cronice afecțiuni. Știute sau neștiute, apropo de ce vă spuneam, da? Că sunt tineri care sunt supraponderali și pentru ei este un risc, sunt persoanele în vârstă, dar trebuie să ne mai gândim la ceva. Tinerii, chiar dacă fac forme ușoare, reprezintă o sursă pentru cei din familie care au acele afecțiuni cronice sau sunt în vârstă. Și în plus, și pentru persoanele din jur.
persoane necunoscute. Adică un tânăr poate reprezenta o sursă să îmbolnăvească pe cei din jur. Toți luăm și lucrul ăsta în calcul, nu e vorba numai de familie sau de locul de muncă. Deci e foarte important ca noi să încercăm să nu ne îmbolnăvim, pentru că transmitem mai departe prin efectul de domino, ceea ce se vede în aceste zile. Și cum spuneam, sunt mai mulți tineri acum în perioada aceasta infectați? Din considerente clare. Aveți mai multe clare. Cazuri față de lunile trecute de tineri infectați, da, cu COVID-19? Da, pentru că, asta vă spuneam mai devreme, este logic să fie în felul ăsta, pentru că ei vin în contact unii cu ceilalți, pentru că de multe ori nu respectă cum ar trebui măsurile de prevenție, merg în concedii, merg peste tot și atunci sigur că lucrul să se întâmplă. Cum se tratează pacienții COVID-19 la domiciliu? Bine, știm foarte clar în momentul ăsta, chiar după noile reglementări, primele 10 zile înseamnă tot internare. Adică nimeni nu rămâne acasă încă de la început. E o perioadă de 10 zile. Aici e de discutat cu plusuri și cu minusuri. De ce aceste 10 zile? Pentru că se merge pe ideea că o persoană asimptomatică ar putea totuși să dezvolte o boală, chiar o formă severă, în general în prima săptămână. Și se iau aceste 10 zile tampon. În plus, se poate face tratamentul, se poate face evaluarea corectă și după cele 10 zile lucrurile sunt mult mai bine așezate. Dacă pacientul are test negativ, măcar un test negativ, lucrurile sunt mai simple. Dacă e în continuare pozitiv, mai rămâne în autoizolare acasă pentru încă 4 zile. În așa fel încât orice pacient să aibă 14 zile, chiar dacă nu mai e pozitiv, de autoizolare. Parte în spital cele 10 zile, 4 zile acasă, până când să ajungă pe urmă în contact cu ceilalți. Acasă continuă un tratament anume? Depinde dacă are nevoie. Obicei, tratamentul e pentru o perioadă de timp mai scurtă, până în 10 zile. Depinde de fiecare formă în parte, depinde ce presupune. Dacă sunt forme medii sau forme severe, pacientul sigur că va sta mai mult timp internat. Deci nu mai contează că și-a rezolvat și care testele negative. Contează că dacă are complicații pulmonare, trebuie să le rezolve. Adică lucrurile se împart în două. Discuție cu ce se întâmplă cu virusul și când se negativează, și ce se întâmplă cu complicațiile care sunt date de virus. Că e clar că dacă are complicații pulmonare sau de alt fel, ele trebuie rezolvate și trebuie să plece acasă în condiții cât mai bune. Spuneam la începutul discuției despre numărul de teste, că este în continuă creștere, se fac tot mai multe teste în România. Acest număr reflectă numărul de oameni care au fost testați? Numărul de teste reflectă numărul de oameni care au fost testați? Că există multe întrebări pe această temă și multă lume ne întreabă dacă într-adevăr atâția oameni au fost testați în ultimele 24 de ore. Clar că atâția oameni au fost testați. Ce este important de spus este că oriunde, nu numai în România, întotdeauna în raport cu cei diagnosticați va fi un număr categoric mai mare de persoane care nu sunt diagnosticate. Asta e evident. Cât de mare? Poate să fie de 10 ori mai multe persoane. Da? Asta se întâmplă peste tot. Și atunci trebuie să mă gândesc în permanență că dacă am la un moment dat 300 de persoane de cazuri noi, sigur, dacă vorbim în societate, sunt mai multe cazuri nediagnosticate. Deci trebuie mereu să-mi iau în calcul lucrurile astea. Nu să mă gândesc că strict cei 300 sunt infectați și că în rest nu mai sunt alte persoane. Și este imposibil ca în vreo țară să se pună un diagnostic pentru toți. Și atunci se gândește cumva statistic și măsurile sunt luate plecând de la o anumită pondere. Dacă știu că am 300 sau 400, e clar că mă gândesc că e un trend ascendent și mă gândesc că riscul ca la nivelul populației să fie mult mai multe cazuri e categorie mai mare. Cum spuneam, sunteți unul dintre oamenii care sunteți în prima linie în luptă cu coronavirusul. Vă amintiți cum au fost primele zile când ați intrat în contact cu pacienți cu acest tip de virus? Da, e clar că viața s-a schimbat pentru noi toți. S-a schimbat și pentru medici și în continuare schimbată. Până la urmă, acea relație știută între medic și pacient, acea comunicare nemijlocită, din păcate, nu mai e posibil acum. Pacientul vede în medic sau în asistentă un mic astronaut, mic sau mai mare astronaut, că e clar că există un costum, există o anumită protecție. Lucrurile sunt cu siguranță complicate și nu și le dorește nimeni. Din păcate, nu avem o altă variantă, cel puțin deocamdată. Și atunci aceste lucruri care sunt complicate și la nivel de internare sunt valabile și pentru medic, sunt valabile. Gândiți-vă ce înseamnă o gardă
pentru un medic și ce înseamnă să stea foarte multe ore într-un costum. Adică faci o pauză, trebuie să intre din nou, e destul de complicat, mai ales dacă e cald. Indiferent că există sistem de aer condiționat, etc., lucrurile nu sunt deloc ușoare, în așa fel că de multe ori e senzația că ești la saună, ești într-o permanentă saună pe parcursul gărzii. Da, trebuie să-l pornim, nimeni nu și-a dorit această pandemie, e o situație total neașteptată, cred că în ultimii 100 de ani și de altfel niciunul dintre noi n-a prins... A existat o teamă atunci, în primele zile, nu știu, la nivelul colegilor? Cred că teamă nu, pentru că eu cred că în momentul în care devii medic, nu trebuie să discuți despre frică teamă, iar medicul infecționist oricum a trecut prin multe experiențe. Am trecut prin diverse epidemii, am trecut prin situații grele, infecții, gândim la meningococ și alte variante. Noi tratăm infecția HIV-SIDA, adică am avut mereu momente grele. Dar ce se întâmplă acum e într-adevăr depășește orice așteptare. Vă întreb și pentru că, știți, a fost acel val, aparent trecător, colegii de-ai dumneavoastră care au demisionat. Bine, au ales să plece din spitale. Cred că asta se întâmplă în general, probabil mai alegerea fiecăruia și dacă la un moment dat, și dacă neapărat dai de greu sau ți se pare că te depășești o anumită situație, probabil că e alegerea, dar nu au fost multe cazuri. A fost un val și nu prea a fost vorba de medici infecționiști, care oricum erau învățați cu astfel de situație grea. Adică la noi am învățat din mers. Sigur că nu știai de la început ce se întâmplă, evoluția era imprevizibilă, etc. E imprevizibilă și acum, dar cred că ne-am adaptat destul de repede și am realizat că nu avem o altă variantă decât să încercăm să facem cât putem de mult. Apropo de echipament, spuneați dumneavoastră că e foarte greu să stai în acel combinezon. Câte ore stați pe zi? Cât e nevoie, pentru că... Cât a stat cel mai mult în acel echipament de cosmonaut? Probabil 4-5 ore, pentru că dacă stai mai mult categoric, la un moment dat nici n-ai cum cazi în picioare, trebuie să faci pauză. Și ce înseamnă să stai atâtea ore într-un astfel de costum? Ce limite ți testezi? Aici e greu de zis, depinde ce probleme are fiecare acum, cât de rezistent e, dar gândiți-vă că stați într-o saună, e foarte cald, simți că transpiri în orice moment și respirația e grea în momentul în care ai și mască, ai și vizieră. Mă gândesc și că transpiri cu o simplă mască, dar aminte într-un Și respirația e destul de grea, mai ales dacă trebuie să te miști, trebuie să vorbești, trebuie să faci diverse lucruri. E greu, dar încercăm să organizăm lucrurile în așa fel încât să fie și niște pauze și pacienții să fie văzuți totuși, adică să reușim să facem acest circuit în așa fel încât să intrăm 2-3 ore, să avem pauză, să putem să facem altceva. Ne-am obișnuit. Acum, după câteva luni, avem experiență și lucrurile merg mai bine. Care este cel mai grav caz cu care v-ați confruntat în această perioadă? E foarte caz greu de coronavirus. E foarte greu de spus, nu există un cel mai grav caz, dar e clar că au fost situații când pacienți care erau stabili într-un anumit moment dat, în câteva ore au ajuns să aibă complicații importante, insuficiență respiratorie și să ajungă la terapie intensivă. Situația asta am văzut, nu spun că s-a întâmplat des, dar se întâmplă. De asta vă spuneam că este un virus care totuși poate să ducă la complicații rapide, pentru că la cei care au într-adevăr afecțiuni preexistente, e posibil ca acum să fie bine și peste 2 ore să aibă nevoie de terapie intensivă și lucrurile să fie foarte grave. Deci depinde foarte mult de dacă ai alte afecțiuni. Da, depinde de vârstă, depinde de afecțiuni. Pot fi și astfel de surprize. Exact cum se întâmpla și în cazul gripei, adică și alte infecții în general, în momentul în care prind un organism care are deja afecțiuni preexistente, complică mult lucrurile. Dar cu atât mai mult când vorbim de SARS-CoV-2, e un virus pe care îl putem numi, ghilimele de rigoare, oportunist. Adică în momentul în care găsește un status deficitar, o persoană care are o imunitate slabă, prin diverse afecțiuni, căzi pulmonare, cardiace, diabet, oncologice, etc. Și dacă este și în vârstă, lucrurile chiar pot să meargă prost. Se spune că trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. Ce ar însemna să ceea ce deja ne facem, ceea ce deja... să purtăm mască la infinit? Nu. Conviețuirea se referă la faptul că virusul este lângă noi. Este, îl numesc eu, hoțul din umbră, adică practic dacă nu ne luăm măsurile de prevenție, exact cum se întâmplă dacă nu facem ceea ce trebuie, hoțul va intra în casă, așa se întâmplă și aici.
Numai că eu spun în felul următor, că ar trebui să facem în așa fel ca această conviețuire să fie armonioasă. E greu de spus cât timp vom conviețui cu el. Nu e vorba neapărat că vom purta la infinit mască, dar și dacă la un moment dat găsim acel echilibru și scade numărul de cazuri, e clar că noi vom rămâne, și dacă nu vom purta mască, vom fi atenți în continuare cu regulile de igienă, eventual cu distanțarea, cu ceea ce avem de făcut, cu eventualele situații în care apare un alt val. Deci nu e o regulă că dacă la un moment dat am renunțat la mască și avem cazuri într-un număr neglijabil sau poate zero, cum s-a întâmplat în Grecia la sfârșitul lunii mai, lucrurile sunt rezolvate. Pentru că vedeți că în Grecia către 1 iunie erau zile când aveau zero cazuri, dar ușor, ușor ele au crescut. Nu e o situație grea în Grecia, sau cel puțin deocamdată, deși o să vină mulți turiști. Dar lucrurile se pot schimba. Nu înseamnă că dacă la un moment dat ai rezolvat, ești sigur că totul e ok. Asta înseamnă tot conviețuire. Cât timp vom conviețui până în momentul în care vom avea vaccin sau până în momentul în care, dintr-un motiv sau altul, evoluția naturală va duce la încheiere. Mai că trebuie să luăm în calcul că dacă vorbim de o pandemie atât de importantă, e greu de crezut că totul se va încheia dintr-o dată în lunile care urmează. Deci mai avem de așteptat până când ne putem îmbrățișa și să ne dăm mâinile, așa cum exact. Eram obișnuiți. Cred că ar trebui să fim prudenți cu lucrul ăsta. Până la urmă, dintre măsurile care chiar sunt utile, înseamnă și evitarea gesturilor sociale. Și un lucru bun până la urmă. Adică un lucru bun în situația dată. Domnule Marinescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag la noi. Mulțumim! Cu plăcere!